Bună ziua, ne aflăm la Rock Academy la Cluj, o academie de muzică rock și nu numai. Am bucuria să am alături de mine una dintre cele mai reprezentative trupe ale acestei academie, vorba de Alt Five. Și dacă uitați foarte bine pe ecrane, veți vedea că sunt patru. Drept pentru care mă gândesc, sunt al cincilea membru al trupei și nu știu. Ana. Păi s-ar putea, mă mai vedem, nu știu. Dar cum ați ajuns să fiți patru? Păi, ne-am decis că Mihnea e suficient de talentat încât să fie singur, așa că am zis să fie starul. Am înțeles. Mihnea, tu ai fost de vină. Știu că ați început cu 5, ați mai avut un chitarist, dar după aia s-a spart treaba. Nu consider că eu am fost cauza. Acum, nu, am avut anumite divergențe și, din păcate, o să a putut continua. E o trupă foarte profesionistă și să ai divergențe la vârsta de 16 ani e o chestiune foarte serioasă. Așa e? Păi. Hai să-i prezentăm în primul rând pe cei patru de la Alt Five. O avem pe Ana aici lângă mine, care cântă la chitară bas și care e o elevă extraordinară, cântă și la chitară foarte bine, cântă și la chitară bas și compune. Ana, te rog, spune-mi despre colegii tăi câte ceva, iar ei vor spune despre tine. Păi, despre toți pot să zic că sunt foarte fain și de treabă și profesioniști și fiecare își face treaba cum trebuie și chiar nu am de ce să mă plâng. Știu că într-o trupă, dacă sunt două fete, iese scandal. Avem pe Tea Vișan aici, care este solista formației Alt Five, care, culmea, te înțelegi foarte bine. De ce culmea? Tea, cum e în formație? Tu ai apărut de curând. Da, de curând am intrat în formație și mă bucur foarte mult că am intrat în formație, pentru că nu numai că mă înțeleg foarte bine alături de ei, dar consider și că excelăm și putem să evoluăm împreună și îmi place treaba pe care o facem, sincer. Mm-hmm. David e la tobe, e tipul tăcut, dar foarte serios, un om care investește prea foarte serios. Mult, prea serios, dar investește foarte mult și în instrumentele pe care la care cântă. Știu de fiecare dată la concert, vine cu o grămadă de tobe după el. David, cred că dacă ai fi cântat la fluieraș, era mult mai comod pentru tine, așa? Părinții tăi au văzut că și-au cumpărat o dubă săptămâna trecută. Am decis să cânt la tobe pentru că și bunicul meu a cântat la tobe în formația Diamantele Negre și a rămas în familie, în sânge, această chestie. Spune-mi câțiva dintre bateriștii care te-au influențat pe tine. Bănuiesc că atunci când te apuci e foarte important să ai un model pe care să-l urmezi. Am avut multe modele. Trecul de la Green Day sau Ape Cunningham de la Deftones, pe care îi plac, ce sunt diferiți de ceilalți tovoșari.
La chitară e Mihnea, care e stângaci. Stângaci în felul în care ține chitara, evident. Ce chitariști stângaci te-au influențat pe tine să te apuci de chitară? Pe mine nu m-au influențat neapărat chitariștii că stângaci. Îmi plac mulți chitariști, de la Hendrix până la, nu știu, Tom Schulz până la ăsta, Ham Hammett. No, dar fiecare cu stilul lor. De la fiecare poți să fur câte un pic și până la urmă să te faci pe tine. Când te-a apucat pe tine cheful de a cânta rock? Că bănuiesc că la început ascultai altceva. Așa am auzit, cel puțin. Mi-a pe la vreo 11-12 ani. Mm-hmm. Oată cu chitară, au venit toate. Ai primit chitară sub brad? Nu, am mers și am cumpărat. Ok, Ana, tu ai o chitară bas. Sunt foarte puține exemplele în care fete sau doamne ajung să cânte la chitară bas. Pare un instrument așa foarte masculin, foarte puternic și totuși tu cânti la bas. Cred că mi se potrivește totuși mai bine decât chitara normală și pur și simplu simt mult mai acasă decât o chitară propriu-zis. Eu mi-amintesc că tu ai început cu chitara aici, cântai foarte bine la chitară și într-o bună zi te-ai reprofilat. Da, atunci când a fost tabăra aceea rock și am început să cântăm împreună și m-am decis că hai să încerc de data asta la bas și după ce am realizat că prefer mai mult basul decât chitara. Uh-huh. Voi cântați și cover-uri, da? Am văzut chiar de curând un concert de-al vostru pe apă în care ați cântat piese de la Nirvana, dar și compoziții de-ale voastre. Hai să-mi povestiți un pic cum e când faceți o piesă, da? Că de obicei când se compune o piesă se nasc foarte multe discuții. Hai, Tea, spune-mi că tu ajungi să cânti vocal piesa. Păi eu sunt ultima care aduce ceva piesei. Eu scriu versurile, adică piesele sunt compuse deocamdată de fosta vocalistă, dar în viitor o să mai compunem piese și am de gând să scriu eu versurile. Ei, împreună o să lucrăm la instrumental, eu mai mult o să-mi dau cu părerea, ei vor face treaba, iar apoi voi pune o linie melodică care să se potrivească cu instrumentalul. Ați venit aici la Rock Academy gândindu-vă că e un loc în care vă puteți dezvolta individual, după care ați ajuns să cântați ca și trupă. Cum vă vedeți voi peste câțiva ani? Nu? Acum totul pare așa o joacă sau poate chiar mai mult, e o treabă serioasă, dar peste câțiva ani va trebui să fie foarte serioasă. Mie mi-ar plăcea să continui tot așa cu trupa. Nu știu de ceilalți, dar mie așa mi-ar plăcea. Băieți, voi aveți o mare șansă. Faptul că în România nu se mai face armată vă dă posibilitatea să cântați. Că altfel ați fi mers 6 luni sau un an în armată. Păi, nu, trebuie să continui cu trupa asta, sper e clar. Sper că nu o să mergeți în armată. Adică la ce se întâmplă în ultima noi. Vreme am foarte mari speranță că nu o să mergeți. Da? Cum calificați voi stilul pe care îl faceți? Da? Aveți un stil personal în piesele pe care le compuneți, vreau genul, să spun. Genul și muzică, cântăm. Da. E o combinație între ce, nu metal, rock alternativ. Alternativ, rap. Uh-huh. E, nu se prea clasifică nimica, uh-huh. Nu intră nimica. Dar peste câțiva ani o să continuați așa sau crezi că o să se schimbe ceva, Ana spune? Vedem pe viitor cum evoluează treaba și cum simțim că ni se potrivește. Uh-huh. Ceea ce e foarte important pentru Alt Five e faptul că ei cântă deja de un an și ceva și apar în Cluj și nu doar în Cluj. Ați cântat și la Zalău. Au cântat și la Zalău. Dar au cântat și la întâlniri de motocicliști, da? În tot felul de... La Gilău. La Gilău, la Zalău și la Cluj, da? Important este că au fan deja. Am văzut la ultima voastră apariție că sunt oameni care v-au cerut chiar bis la sfârșit, ceea ce este un lucru măgulitor pentru o trupă tânără. Cum e, Tea? Pentru mine este un sentiment foarte frumos să văd că cineva apreciază munca în care noi punem așa mult suflet și pentru care noi muncim. Munca pentru care noi muncim. Și și este un sentiment unic. Uh-huh. Chiar pot să spun că unul dintre lucrurile mele preferate în muzică. Uh-huh.
Așadar, Alt Five, în formula de 4, da? E un quartet momentan, dar nu se știe niciodată. Poate apare și al cincilea membru. Sau rămâne așa? Costi. Costi este membru în toate formațiile pe care le avem aici și asta e foarte bine. Chiar vreau să vă întreb ce ascultați voi acasă? Sunt convins că fiecare ascultă altceva, da? Uite, o să încep cu Tea să-mi spună ce muzică. Eu chiar ascult new metal și alternative metal în general. Dar spune-mi și niște trupe, poate sunt oameni care îmi o să zică și mie îmi place trupa aia. Slipknot, cred că este trupa mea preferată. De asemenea, mai îmi place In This Moment și chiar pot să spun că mă inspir de la vocalista lor. Și mai îmi plac Evanescence și The Pretty Reckless. Îmi plac mult trupele cu vocaliste feminine. Corect. Pentru că... Sunt și vocaliste masculine, da. Pentru că pot să mă inspir de la ele și pot învăța ceva de la ele, cu adevărat. Și urmărești în concerte ce fac? Da, mai intru să mă uit. David, tu ce asculți acasă? Ascult și nu metal. Ascult și jazz. Super. Și blues. Crezi că vei ajunge vreodată să cânți jazz? Posibil. Sau dorești să evoluezi în asemenea fel? Mi-aș dori să evoluez și în acea parte a muzicii. Și... formații ascult, de obicei ascult și eu ca Tea Slipknot sau Deftones, formații mai noi care acum încep să fie cunoscute și în România. Înțeles, bun. Și de unde faci rost de muzică? De pe YouTube sau îmi cumpăr albume. Fine. Bravo, asta vreau să aud, că îți cumpere albume. Îl avem pe Mihnea, da, care ascultă acasă, de părinți, dar și muzică. Mult classic rock, da. Boston, Def Leppard, ăștia, Skid Row. Da, acum în ultima timp am dat-o și pe ăsta, pe Limp Bizkit. Da, de foarte multe ori părinții au un rol important în dezvoltarea copilului, că dacă părintele are acasă muzică populară, s-ar putea ca copilul să fie o stea de muzică populară. Nu, niciodată nu m-au tras. De muzică populară, dar mă gândesc, părinții tăi ce ascultau? Păi, ce se găsa rock. Albume de la Iris, au ceva de la Compact, semna Lem, Holograf, asta aveau. Mama avea și un Mike Oldfield. Ce muzică de audiție mai ascult? Până l-ai găsit și l-ai vândut. Da, să-ți iei corzi. Ok, Ana, tu ce asculti? La mine fluctuează destul de mult în funcție de cum am chef, dar în ultima vreme am început să ascult new metal, cam aceleași trupe, Deftones, In This Moment, dar cel mai mult îmi plac trupele românești, totuși. Da, senzațional. În sfârșit, cineva din România recunoaște că ascultă și muzică românească.
Alt Five, așadar, ei cântă peste tot în Cluj. Ați cântat și în aer liber, cam toate cluburile de aici. Sper să vă vadă... Acum urmează Bambu, dar nu știu. Sper să vă vadă oamenii să vă cheme și în alte orașe. Ar fi interesant să mergeți, spre exemplu, la București cu părinții, că bănuiesc că nu o să vă lasă de capul vostru. Sau vreți să mergeți singuri? E neastică. Hai să vedem cam cât exersați, că e important. Voi vă întâlniți, cântați, dar studiul individual e foarte bun. Ați făcut ore cu profesorii de aici, în mod individual. Am vorbit și cu vecinii voștri de la bloc și unii dintre ei sunt total nemulțumiți. Mi-au zis, dacă vine David, să ziceți că bate prea tare în casă. Tu bați toba în casă, David? Da, locuiesc acasă și n-am probleme cu vecinii. Nu, primul vecin e în satul de peste deal. Nu, locuiesc în centru. N-am probleme din astea, pentru că întotdeauna când mă întâlnesc cu ei pe stradă sau... Întorc capul. Tu unde cânti? Eu tot în casă. Da? Și am un prieten care cântă aproximativ 15 minute în casă, pentru că după aia cineva trage curentul jos. Și trebuie iară să se ducă afară, că panou... Ți s-a întâmplat așa ceva? Nu. Cum sunteți voi percepuți de colegii voștri, de la școală sau de prieteni? Bănuiesc că oamenii te știu și altfel pe tine decât cântând la chitară. Nu cred că se pune atât de mare accent tot pe faptul că suntem într-o trupă. Dar nu se uită altfel la voi, nu? Nu cred, nu știu. Adică susțin, deci colegii te susțin, numai că nu ești deja altul, că tu cânti într-o trupă. Păi da, ar trebui să existe o admirație, uite, Tea e foarte frumoasă și cântă, deci dintr-o dată tot liceul e pe spate. Zi. Nu e adevărat deloc. Eu nu sunt la liceu. Nu, oricum, oamenii din liceul meu nu prea ascultă muzica rock. Nu cred că le-ar plăcea prea mult trupa Alt Five. Ei sunt mai mult cu muzica electronică. Cam, din păcate, muzica electronică a ajuns mai din populară. Păcate. Adică, nu vreo lumea. Da. Pentru uite, noi. Anul ăsta a fost un an extraordinar pentru festivalurile electro din Cluj, da. Din punct de vedere financiar și al publicului. Din păcate, rock-ul văd că și-anulează un festival care trebuie să aibă loc peste câteva zile. De ce crezi că este asta? Pentru că muzica electronică este mult mai... îndesată. Aduce lume. Da. Aduce mai multă lume. Deci rock-ul e... Dar tu îți dai seama că ai putea să-ți vinzi chitara și să-ți cumperi 10 sticuri ca lui David Guetta? Așa, asta e foarte discutabil, pentru că nu cred că omul ăla e numai atât și așa de aprecia numai pentru că are niște sticuri și un laptop. Deci tot îi ceva de capul lui. Asta că, pe ce face el acolo, că nu mai mixează? Păi bun, mixează, dar ce acolo? Trebuie să ai un pic de cap, nu merge numai... Așa oricine ar putea fi David Guetta. Sau asta, Van Buren. David, la tine în școală, cum e? Sunt la școală de muzică și colegii mă susțin prin ceea ce fac și... Nu sunt cu rock-ul, dar mă susțin. Am avut odată invitat la o emisiune la radio un elev care între timp a devenit celebru în Cluj. Era elev la școala de muzică și profesorul a vrut să-l exmatriculeze pentru că l-a prins cântând jazz în liceu de muzică. Și am chemat-o și pe doamna profesoră și pe el și până la urmă s-a tradus corect ceea ce făcea el. E vreo prejudecată în continuare acolo la liceu față de celelalte genuri muzicale? Acum nu, dar tot la muzică clasică. Acum este și formație de jazz la școala de muzică și muzică de cameră, unde sunt combinații între jazz și muzică clasică și așa ceva. Ok. Muzicienilor le stă bine să cânte. De obicei, atunci când trebuie să vorbească, așa o fac, Mihnea, iată, a început să râdă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Ei sunt Alt Five, eu sunt Tudor Uncanu, rămâneți pe TVR Cluj, o să vedeți și alte trupe curând, tot de la Rock Academy.